ce bagaj mare v-ați adus. Vă mutați? Să știi că aici am toate schimburile. Deci nu vreau să deranjez. Deloc. Deci am tot ce îmi trebuie aici pentru un fășat, patul, pijamale, deci nu trebuie să te deranjezi. Și de spălare le spui. Ce faci? Ia. Lasă-mă, mă doare capul. Mă doare capul. Tot hai, dă-o încoace. Nu mai e, moartea pasiunii, nu mai e. Lasă-mă în pace. Dacă sunteți bolnav, nu beți. Sunt, păi da, ca să uit de boală. Păi și atunci de ce stați pe capul nostru? Duceți-vă și fiți bolnav în altă parte. Diana, taci din gură. Deci omul ăsta nu contribuie cu absolut nimic în casa asta. Stă de 5 săptămâni aici și n-a contribuit cu niciun leu. Așa, și? Cum și? Păi m-am săturat, duceți-vă la casa dumneavoastră. Că ce ați făcut cu casa? Ați băut-o? Ce ați făcut-o? De stați aici pe capul meu de luni de zile. Din punctul ei de vedere, are și ea dreptate. Dar eu nu-mi pun la inimă. Este nu pun. De ce zice? Oricum trebuie simplu. Îți bagi joc de mine? Pur și simplu ți-ai adus acum tot familionul ca să-mi arăți că ești mai tare? Sau cum? Familionul, dragul meu, că e tare mama. A, da? A, mama. Păi și te-ai gândit și cum dormim? Cum adică cum dormim? Păi cum dormim? Vrei să... Vrei să dormi cu tine și să doarmă tata cu maica ta? Sau cum? Să ne mulțim? Nu e iubitul meu. Dar cum? Eu dorm foarte frumos cu mama, iar tu dormi cu tactul. Și știi cum sfără e, mă? Prezența părinților în casa unui cuplu tânăr de foarte multe ori creează tensiuni. Nici orgolii, diferențe de mentalități, tabieturi care pot deveni deranjante, lipsa intimității, toate acestea pot duce la conflicte. Însă, la fel de bine, ele devin minore în fața lucrurilor care contează cu adevărat. Tudor și Diana sunt un cuplu care nu are motive să nu fie fericit. Au de toate. Un copil reușit, pe vlăduți și un viitor fără griji. Dar ați văzut voi vreun cuplu care atunci când nu are o problemă să nu fie capabil să inventeze una? Ce faci? Ia. Lasă-mă, mă doare capul. Doare capul tot. Hai, dă-o încoace. Nu mai ești, moartea pasiunii, nu mai e. Lasă-mă în pace. Nu mai. Na. Astea erau zâmbetele pe care trebuia să le primesc eu. Nu mai vreau. Hai, lasă-mă. Stai, mă, nu dormi. Nu mai am chef de nimic, gata. S-a dus. A murit Frank. Și vezi că vine tata în vizită și la revedere, noapte bună. Wow, super. Mă înțeleg bine cu soțul meu, deși nu mai e totul lapte și miere ca acum 11 ani când ne-am cunoscut. Tu rupi serios? Vine în vizită, n-am mai venit de 2 ani, cică ce vorbesc serios? Eu așa fac când vine mai câta în vizită? Tot de ce vine în vizită? S-a întâmplat ceva? Vine să-și vadă și el nepotul, cică de ce vine în vizită? De ce poate să vină un bunic în vizită? Să-l vadă pe fiisul, să-și vadă nepotul, să-și vadă nora. Dacă nora nu scoate colții, bineînțeles. Dar stai, mă, ce ești așa? Păi, discutăm acum. Păi da, mă, de ce sunt așa? Sunt și eu bărbat, nu? De ce stai așa? Tot timpul ești moruncănoasă, niciodată n-ai chef de nimic. Păi și ce, îl chemi încoace? Normal că vine încoace. Are și probleme, vrea omul să se controleze puțin. Și păi e și dor de nepunul, l-a văzut de 2 ani. Păi tocmai. Păi tocmai. Cu tata mă înțeleg bine. Deși vine cam rar pe la noi. Abia aștept să-l văd. Nu mai vreau să ne vedem odată la 2 ani. Dar e cam udar în casă, tocmai. Facem și noi puțin curat sau vrei să fac tot eu după ce vin de la muncă seara? Deci pe bune că mi-l chem pe socra mea ca să fac eu curat acum casă? Mă, mai de asta n-aveam chef acum. Știi ceva? Dar mai bine iei o garsonieră dintre aia. Știi, dintre aia să stea o săptămână sau cum era? Nu vreau! Deci de ce să vină să ducă să stea într-o garsonieră când ar putea să vină să stea la fisul? Pe bune, ție ți-ar plăcea? Tudor, atunci să facă fisul curat. Bine, ce să facă... Ce sunt eu, sclava lui taică tu acum? Păi bine, să facă fisul curat, că să duce fisul la muncă, dar să ce, ocupă nu fisul. Da, să ocupă fisul și de copil, stă fisul și le suportă pe toate, le face fisul și soția ce face într-o casă, cât nu vă supărați. Să stea? Cât vrea să stea? O săptămână, două, eu știu cât vrea să stea, trebuie să-și rezolve deci și treaba. Deci pe bune vine și nici nu știu cât o să stea pe capul meu?
Poți zici că îl ții în cârcă pe bune. Deci eu nu știu ce ai când vine vorba de tata. Știi bine că eu nu am reacționat niciodată așa când vine vorba de maică ta, dar chiar mă enervezi. Cu socră mea n-am avut niciodată o relație apropiată. Nici el n-a încercat, nici eu nu m-am străduit, recunosc. Poate vreau să umblu și eu dezbrăcată prin casă. Uite, uite, umbli până vine el, poți să stai. Uite, din momentul ăsta poți să te duci așa, de jos, sus, stânga, dreapta, te plendurești cât vrei. Păi te mai răstești mult la mine, că mă și enervezi. Păi, măi, ce zi obligată să-l accept aici pe taică tu? Hai, noapte bună, tot timpul ești moră. Deci te porți de parcă zici că sunt eu obligată să fac orice pentru tine. Bă, tata vine odată la 2 ani. Odată la 2 ani și-și vede și el nepotul, zici că vine zilnic. Dar nu vreau să doarmă cu mine. Mama soacră vine la 2 luni și nu ne mai deranjează. Și vine pe aici și muta asta. Dar încetează, nu mai fi așa de... Păi, dar nu mai pobă nicio. Smucit. Totul e bine și frumos, atâta vreme cât păstrăm distanța. Sper să nu ne călcăm pe bătături când vine în vizită. Am o tensiune în spate, fă masaj dacă vrei să vină tata tu. Haide, fă masaj. Și ce facem? Truc, eu fac masaj și vine tata și dacă nu-ți fac masaj, crezi că nu vine tata și în casa mea? Fă-mi. Și mie ce-mi iese la afacerea asta? Hai, fă masaj, îl primesc pe tactul în casa aia ție. Da, pe lângă asta mai primești și altceva? Aolo, încetează, fă masaj, că am junghiuri. Tudor și Diana se împacă într-un final pentru că nu le place să adoarmă certați. Mai ales că în următoarea zi vine în vizită tatălui Tudor, domnul Condurache. Tată! Surpriză! Hai, ce hai. Faceți, mă, copii, mă? Ei, ce să facem? Și noi. Tata, e! Uite-l și pe ăsta, amicu. Ce dor mi-am fost de tine. Of, 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 of. Am uitat de când te-am mai văzut, dar ce ai crescut. Băia mare. Mă. Bună ziua, tata, sobră. Frumoasă, mă. Ai ales bine. Da, ce bagaj mare v-ați adus. Vă păi, mutați? Să știi că aici am toate schimburile. Deci nu vreau să deranjez. Deloc. Deci am tot ce-mi trebuie aici pentru un fășat patul, pijamale, deci nu trebuie să te deranjezi. Și de spălat le spăl eu. E, vezi? Uite. Tata o să ne bă, ajute. Încerc să nu vă deranjezi. Vladi, dar tu nu te bucuri, îl vezi pe tata. Hai. Fii atent că ți-am adus ceva. Uite, uitam exact ce era mai important. Bă, ți-am adus ceva pentru colecțiile tale. Știu că tu faci colecții. Uite, ți-am adus niște pietre. Știi că eu am fost geolog. Și am umblat pe munți. Și astea sunt pietre speciale, care le aveam eu acolo. Să văd și eu. Ia uite ce culoare. Asta e bazalt. Da? Uite, asta are finișere de aur aici, vezi? Da? Astea sunt frumoase. Finișele de granit? Da. Deci astea sunt frumoase. Te uiți la ele când vrei cu lupa, te uiți. Wow. Noi ți-am pregătit tot așa, da? Ți-am pregătit camera, o să rămâi la noi, da? Rămâi cât trebuie. Hai să-mi o arăți. Fain să stai cu tata la povești. Anul trecut abia ne-am văzut de două ori. Da, anul ăsta sper să recuperăm. Eu am ratat multe ca tată. Dar încerc acum ca bunic să fiu mai bun. Dar distanța mă împiedică. Noroc cu internetul. Vladi, mergi tu și arată-i lui tata e camera, da? Da. Hai. Ce mă bucur, tată, că ai venit. Și eu. Păi, Tudor, pe bune? Ce pe bune? Pietre, frate? Ce vrei să facă dacă... Na, taci că te aud. Nu putea să-i aducă și el o mașinuță sau ceva? Mai am eu două mașinuțe sus. Mă, se face de râs cu pietrele alea. Se face de râs. Sunt pietre, într-adevăr, sunt pietre prețioase. Sunt cu granit, sunt cu calcar. Lasă-l în pace, lasă-l să... Dar copilul aștepta și el un cadou, o mașinuță, ceva. El aduce pietre. Nu se poate până nu te pui tu contra. Termină-te că ne aude tata și nu vreau să fac aici o scenă. Băi, știi ceva? Pietre puteam să iau și eu un sac de la magazin. Pietre. Da, fii și tu mulțumită de ce aduce omul. Și ai văzut câta... Mă rog, ai văzut câta bagajul și-a adus cu el? Păi, normal, a venit omul și să stea. Rămâne să stea. La... N-a venit să stea, a venit să stea un pic, nu să stea. Să stea, dar și-a luat lucruri, poate n-are un geamantan, nu fi plin de haine, nu stă un veac la noi. Înțelege că a venit pentru analize și vreau să mă bucur și-o de el. Ne ajută și cu ăsta mic. Am emoții cu Diana, știu că nu-l place pe tata, dar... Sper să se poarte frumos. Domnule, mie nu-mi place. Vreau să stau singură acasă, să nu trebuiască să dau socoteală nimănui, să nu trebuiască să mă pregătesc pentru nimeni, să stau liniștită în casa mea. Și ce vrei să fac? Ce vrei? Că nu se descurcă. Vreau să-l ajut. E tata, înțelege da, și mă, tu. Da, înțeleg, da. Păi, atunci încearcă să fii bună și... Bine, dar să nu stea mult. Bine. Vedem, o săptămână, las-o așa, da? Da, mă rog. Ia.
Da, mă, pizza, pizza. Pizza copii, cu de toate, da? Am crezut că pietrele alea o să-l și încurci, o să le pună undeva în vitrină până mai crește el să se uite. Știi ce a făcut? Și-a găsit de lucru cu mașinuțele care le ținea undeva ascunse, nu le folosea. Ai acum văzut? Cară cu mașinuțele, pietre, nu știu ce ți-e mai mare dragul. Mi-e un drag de lângă mai bun. Mă bucur, tată, chiar mă bucur că ai venit. Mă bucur și Vladi se bucură, să știi. Nu e așa? Și soția mea se bucură. Da. Eu știu un lucru. Vizitele mai răruțe sunt mai drăguțe. A? Nu vreau să vă deranjez. O să vedeți voi că nu vă deranjez. Hai că nu ne deranjez, nu se pune vorba. Și dacă aveți nevoie, plecați undeva, eu stau cu ăsta mic, îl plin. Bine. Deci pizza, da? Pizza? Pizza? Pizza cu de toate? Cu de toate. Bine, hai! Fără să aibă vreun chef, Diana a ieșit și ea cu familia la masă. Nu e deloc bucuroasă de prezența socrului și nici nu face mari eforturi să mascheze asta, deși domnul Condurache nu a deranjat-o cu ceva anume de-a lungul timpului. Am un cadou frumos pentru tine. Ți-am zis că nu trebuie să... Ai un pic, că nu te... E ceva sentimental. Stați așa, tata socrule, că vreau să-i dau eu prima cadou. Bine. Ma, copleșeală, cadouri din toate părțile. La mulți ani, iubitul meu. Ți-am zis să nu dai banii, să... Hai, dragă, bucură-te și tu. E din suflet, domnule. Da, mulțumesc. Uite, eu ceva care, pe care n-am dat bani. Ce-ai luat, tata? Mi-aduc aminte, Tudor, când era mic, ce băiat dulce era. Pe mine nu prea mă băga în seamă, dar cu maică sa făcea echipă perfectă. Când era mic, dormea cu niște poze. A, mă gândeam că i-ați adus o piatră, scuze. Am adus o piatră pentru el. Deci, pentru el am adus o amintire sentimentală, așa, care îi făcea lui mare plăcere. Uite, vezi? Astea erau pozele cu care el dormea. Le-am înrămat ca să fie mai frumos. Dar el dormea chiar cu poze, chiar dragă, cu pozele, cu maică sa și cu mine. Gata, am înțeles. La cadoul meu nici nu s-a uitat. Parcă nu însemna nimic pentru el, dar la pozele cu măsa imediat. Zici că a început să plângă. Wow, tati, semănai la fel ca mine când era mic. Vezi ce frumos era ca tine. Mulțumesc frumos, tată. Uite, și mama lui era ca mămica ta. Nu l-am mai văzut de când eram micuț. Da. Dormeai cu el. Super. Da, ce să zic. Să nu vă negați sentimentalismele. Măcar câteodată, așa, uite, în momente de-astea frumoase. Uite, lui îi place. Da, și mie, nu l-am mai văzut de când a murit mama. Chiar îmi fac bine. Ce drăguț a fost tata că mi-a adus fotografiile astea cu mama. O perioadă nu le mai văzusem, dar acum chiar îmi fac bine. O să dorm cu ele pe noptieră. Super, poți să le schimb cu poza noastră de pe noptieră. Nu mă, le pune alături, să aveți acolo un triptic. Da. Ce zice bunică tu ăsta? Și tu, din când în când, când vrei să-l vezi pe tati mic, te duci și te uiți la poza aia. Și zici, semăn cu el sau nu semăn cu el? Uite, ți-am adus și ție la colecția aia, ți-am mai adus o piatră. E de bazalt. Am văzut că-ți plac. Chiar dacă voia strâmba de nas, lui i-au plăcut. Ia, dă-și mie. Asta este de munții Bucegi. Ce rece. Ia uite. Da. O pui acolo la colecțiile tale. Dă timbre, de ce ai? Ai și niște pietre de la bunicu. Mă bucur așa mult că am putut să vin, să stau cu ei, să stau și cu nepoțelul, care e un dulce, seamănă cu taică-su când era mic. Mă, profit și eu de ocazia asta, că suntem toți aici, într-un moment frumos. Am și o rugăminte. Mai acceptați-mă o perioadă, că vreau să-mi fac niște analize. Păi, da, normal. Eu zic, ca să nu dureze mult, să vă duceți mai repede să vă luați trimitere de la medicul de familie. Am venit și cu trimitere, că știa. A, ați luat deja. Am înțeles. Păi atunci e bine. Păi hai să facem așa, dacă tata, dacă ai trimiterea... Mi-am și aranjat, am vorbit și cu fratele. Păi și unde te duci? Așa, ai vorbit pentru da, spital, am vorbit, da? Am vorbit și am aranjat unde să merg, unde și pot când să fac toate analizele. Păi mâine, chiar mâine, mă. Ok. Păi atunci, normal că poți să stai liniștit, că sunt bine, nu... Cu cât mai repede, cu atât mai bine, da, dacă stai bine. Da, hai să nu ne grăbim, e important să nu ne grăbim. Vreau să iasă rezultatul bine. Nu vreau bine. Să vă deranjez, nu vreau nu să ne stau deranjez, pe capul tata, stai, nu stai pe capul nostru, și mai gata. Folosiți-mă când aveți nevoie să stau cu nepoțelul, foarte mai plin, bine, uite. Că mă înțeleg foarte bine cu el. Aie. Nu-i așa, da? Vlăduț? Da. Nu știu, chiar nu știu. Eu vreau să mă înțeleg cu Diana, dar câteodată chiar nu pot să o înțeleg.
Îi comandăm ceva? Hai! Știi ce? Hai să mergem să ne spălăm pe mâini noi. Hai! Merge să vă spălați pe mâini. Între timp ne uităm și noi. Deci, Tudore, tu vezi că omul ăsta ne minte într-una? Mă, ai și tu puțină răbdare, vine omul să-și facă niște analize. M-am uitat la tine, ești în stare să-l arunci, așa, să-i zici, lasă-mă, du-te, mori. Tu nu vezi că el, ce să moară, mă? Nu vezi că el a planificat totul dinainte ca să stea aici pe capul nostru? Ai și tu răbdare, lasă-l, acceptă puțin, vorbim de medic pentru numele lui Dumnezeu, poți să fii și tu mai bună, puțin mai blândă? Acceptă o zi, două, trei, dar nu accept acum să se mute pe capul meu. Mă, femeie, poate să fie rău. Lasă să vedem niște analize. Lasă dragă, dai cu rău înainte. Zic o să fie bine și gata, să se ducă la el acasă. Mi-aș dori tare mult ca Diana să înțeleagă că e vorba de tata. Are probleme. Vreau să fie bine, vreau să se ducă la doctor. Nu vreau să rămân și fără tată. Chiar vreau să mă bucur de el. Da, mă, dar se poartă frumos cu copilul. Uite, te ajută și pe tine, mai ai timp liber pentru tine. Adică, nu e chiar rău. De ce te încurcă? Păi l-ai adus așa, nu m-ai întrebat, nu nimic. Păi, da, pe mine m-ai întrebat dacă e ok să stea mai multe zile? Te întreabă doar pe tine, parcă ești doar tu în casa aia. Păi, vrei și ea să ne certăm? Vrei să-mi faci un cadou frumos? Așa? Eu nu vreau să ne certăm deloc, Tudor. Dar văd că te cerți cu mine. Dar nu mă cer cu tine, eu de tată tu. Mie de tată tu nu-mi convine, nu de tine. Hai mă, iartă-mă. Știi bine că o să fie. Lasă-l și pe el. A venit la spital. Înțelege-l, te rog frumos. N-am venit să se distreze. Bine, dar mai mult de o săptămână să nu mai îmi stea pe cap. Hai, bine, o săptămână, dar te rog. Hai, că nu ne ajută și pe noi. Stă cu ăsta mic. Îl mai plimbă, se bucură și ăsta mic de bunic. Hai, da, mă rog, hai să nu mai vorbim. Măi, are o vârstă, trebuie să înțelegi. Nu mă mai pot bucura. Știu că i-am deranjat un pic, dar trebuie să gândească și ea că a fi o familie, trebuie să suporți și mai bine și mai rău și să fim toți împreună acolo, ca să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută împreună. Și încă ceva. Să știi că eu nu dorm cu poze cu oameni morți la cap. Stai liniștită, nu o să le pun acolo, o să le bag în sertar. Lasă-l. Și la parfumul meu nu te-ai bucurat deloc, bine că te bucur la ba da, poze din... Ba da, o să mă uit, e un veci. Parfum pentru numele lui Dumnezeu. Știi ceva, m-am chinuit să ți-l iau și sunt sigură că o să-ți placă, nici măcar nu l-ai mirosit. Și sunt convins că e bine, stai liniștită, îmi place. Ia uite cine s-a întors. Hai să comandăm ceva, să nu moară copilul ăsta. Hai să vedem. Hai să ne uităm. Ce vreți? Hai să ne uităm amândoi. Ia, zi, tată. Măi, eu ce... A? Ce vă place? Bă? Mergem pe un platou? Atmosfera la masă este una mai degrabă de minimă toleranță reciprocă decât de bucurie, dar domnul Condurache își vede de ale lui. A venit la București pentru niște analize, semn că sănătatea lui nu este una de fier. Mi-am propus mereu să fiu puternic. Să fiu puternic în interior... fără regret. Din reacțiile pe care le are tatăl lui Tudor, deducem că rezultatele nu sunt îmbucurătoare, dar deocamdată punem asta pe seama vârstei, mai ales că el este preocupat și de altele acum. De multe ori s-a șterne praful pe vechile relații. Eu am vrut și eu să întrețin relația cu fratim și așa ne vedem așa de rar. Hai mă, că văd o cârciumă aici, cred că ne-ar place, e și intimă, bem o bere, stăm de taclale. A, da, da? Bine, hai că vin, mă îmbrac și vin acum. Bine, hai că te aștept, bine. Abia aștept să mai schimbăm două vorbe, să trești, În timp ce tatăl lui își revede fratele, Tudor vrea să intre în grații Dianei, pentru că își acceptă socrul în casă. Bun bărbat, Tudor! Vezi că nici nu dai bine, vezi că mi-ai lăsat pe acolo prin colturi. Deci uite-te și tu ce mizerie lasă tată tu înainte să plece de acasă. Stau eu să dau cu mătura după el. Și tu vezi cum dai pe acolo, uite cât te lași în urmă. Ce Dumnezeu lui, semeni cu tată tu. Da, mai taci, femeie din gură, mă, lasă să fac curat cum știu, dacă nu fă tu. Ți-ai pus funda aia în păr de zici că ești minunata pantofăreasă. Hai, lasă-mă. Stau cu mătura asta după tine. Merde de glume acum. Păi, doar așa te face omul. Bună la suflet, vrăjitoarea ce are. Nici nu știu de ce m-am muscă. Nu e ok, ar trebui să îți dau una. Hai, da. Uite așa am ajuns eu din prințesă, sclavă la trei bărbați. Din gurghiuliu.
Ia s-a venit actul. Bun e vinul gurghiuliu. Da, ne, 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 ne. Ce faceți, mă, copii? Tata, socrule, sunteți bine? Mai bine ca acum, nici la 20 de ani nu eram. Păi parcă v-ați dus la medic. Ce v-a dat medicul ăla? Păi medicul mi-a prescris să mă întâlnesc cu fratele și să ne ducem undeva frumos, să bem și noi vreo câteva beri și mai stând de taclă, alea așa ca în tinereț. Tata, socrule, parcă erai bolnav. Păi și ce dacă eram? Deci tu numai de distracție îți ar. Păi taci și tu din gură. Tată, mai vino aici, încerc și cu altceva. Tată, vino, te rog frumos și ia loc. Vino, te rog frumos și ia loc. Băi, lasă-mă că n-am chef de stat jos, mă. Ce am făcut? Am băut și-o două beri. Doar n-o să mor din două beri. Eu mor de boală, nu de beri. Mi-a zis doctor să nu beau bere? Nu mi-a zis. Mai ales că pe bere scrie aliment. O fi avut și el motiv să sărbătorească. Nu l-am mai văzut de mult pe fratisul. Nu stau bine aici unde stau. Mă duc la mine sus acolo dacă vă deranjez. Deci casa mea a ajuns casă de bețiv? Taci din gură! Hei, Tată, te rog frumos să iei loc, e serios, gata! Nu glumesc, te rog frumos să vii aici. În momentul ăsta vreau să vorbesc cu tine. Vorbești cu mine sus, nu aici. Te rog frumos. Aici sunt te rog frumos să iei loc. Nebluiază. Te rog frumos, o lași în pace. Mergem te rog frumos să iei loc. Și vorbim ca doi bărbați, dacă vrei. Deci, tată, socrule, te rog frumos să te duci sus, să te culci, că nu e, n-am chef acum de tine uite, să vii pe aici. Uite, Diana! Uite, vezi, Diana are dreptate. Deci un om care e bine dispus își termină bine dispoziția stând în pat. Băi, omule, ce exemplu dai tu la nepotul tău? Nu dau exemple. Păi, va da, atât timp cât ești în casa noastră, dai exemplu nepotului dacă tău. Dacă era el aici, nu? Tată, vreau să vorbesc cu tine, serios, te rog frumos să vii să iei la loc. Etaj discutăm. Deci în loc să parcă erați bolnav. Dacă sunteți bolnav, nu beți. Sunt, păi da, ca să uit de boală. Păi și atunci de ce stați pe capul nostru? Duceți-vă și fiți bolnav în altă parte. Diana, taci din gură. Bun e vinul. Bă, nu mă enerva. Deci taci din gură, gata. Gurghiuliu, tra la la la. Atâta mai îmi trebuia acum, bețiv în casă. Taci din gură, ți-am zis. Las-o nu-ți să permit. Vorbească, că nu mă supăr. Bă, tu du-te și zici să nu mai bea. Nu mai țipa la mine aici. Promit că nu mai beau. Vreau să vorbesc cu tine. Te hai, rog. Sus, te rog frumos, gata! Te invit în dormitor. Hai, nu mă mai invita, sus că vin eu. Hai un pic. Ia uite-l, mă, du-te că vezi că hai, cade bă, pe acolo. Lasă-mă că ce, să mă simt ca la 20 de ani. Hai, ce? Uite, tată, du-te. Du-te că vreau să vorbesc ceva cu Diana, după care vin să vorbesc cu tine. Te rog frumos, du-te. Vorbește sus, nu mai vreau scandal. Vorbește că vreau să auzi și eu ce vorbești cu ea. Gata, am plecat, pa. Doamne, nu mă așteptam ca Diana să nu se abțină. Se poartă foarte urât cu tata. Nu contează situația, ea chiar se poartă urât cu el. Deci omul ăsta dispare din casa mea imediat, înțelegi? Am ajuns să țin bețivi în casă. Te rog frumos, Diana, gata. Dar ce mă rogi frumos, e adevărul, nu-ți place adevărul? Nu e bețiv că s-a îmbătat odată. Nu l-ai văzut beat în fiecare zi să-l faci bețiv? Care mă că nu-l vezi de 2 ani de zile și îmi zici cine știe ce bețiv a ajuns? Au știi ceva? Bea toți bani. Au știi ceva? Să-mi dea bani în casă, nu să-i bea. Lasă că o să-ți dau eu bani. Se cumpere lui nepotă să dau cadouri, nu să-i dea pietre. Vezi de măta înainte să te iei de tata. Uceți-vă și spălați-vă pe cap. Doamne. Situația devine tensionată în familie și fiecare pas greșit al domnului Condurache se transformă în motiv de ceartă, mai ales că el nu dă semne că vrea să plece, iar săptămânile încep să treacă una după cealaltă. Hai odată. Mai aproape nu puteai să parchezi. Eventual poate coboram la vecinul. Închide și poarta aia. Hai mai repede. Da, chiar nu poți să închizi și tu poarta acum, serios? Ia bagajul, coboară. Ai, uite cum ai parcat. Închide nu mai comenta și vine încoace, vreau să discutăm. Da, mă. Și vreau să discutăm aici, nu în casă unde ne aude tactul. Fă și paia, fă și paia. Ia zi. Ce să zic? Când pleacă taică? Când să plece? Pleacă când termină treaba. Ce vrei să fac? Vrei să-l trimit acasă? Băi, omule, deci fii atent. Are și răbdarea mea o limită. Ai văzut, am fost răbdătoare. Mi-ai zis la început o săptămână, da? Așa. Cât a durat de când a venit? Măi, nu știu că nu... Îți zic eu. Ce faci? Contabilizezi orele? Îți zic eu, 5 săptămâni și 3 zile.
Așa, deci nu o săptămână. Da, contabilizez zilele, da, pentru că mie macină creierii omul ăsta care stă și nu face nimic și face numai mizerie. Dar lasă-l, deci, mă, că a muncit degeaba o viață întreagă, ieși la pensie și nu se simte bine. Lasă-l în pace, da, ce vrei. Cine are grijă eu de la mic, atât. Incredibil cât îi poate de bita mintea omului ăsta. Auzi tu la el să-i fiu recunoscătoare lui tatăsu. Pentru ce? Uneori stau și mă gândesc că Dianei chiar îi lipsește latura umană. Chiar nu pot să-l las pe tata, e omul cel mai apropiat de mine. Vorbesc cu el să plece, dar gata, nu mă mai faceți cu nervii, nu vreau să mă duc eu la balamuc din cauza voastră. O să vorbesc cu el și o să plece. Ești fericită? Foarte bine, cum e el? Taică-tu, eu sunt nevastă ta, da? Încălțămintea se pune civilizată în dulap, haina ți-o așezi frumos în dulap. Ce să vadă copilul voi la voi dacă voi sunteți dezordonați? Învăț și eu. Am dreptate? Da, ai dreptate, mama frumos, soastră, da. Deci te rog frumos, te ridici și spui încălțămintea la locul ei și haina pe umeraj. Băi, astea îmi plac, asta ascult toată ziua. Cu Scre, hai să facem un dans. Ia vino la mine, hai. Hai noroc cu Scre, mă bucur că ai venit la noi. Eu mă bucur mai că ți-ai găsit timp să vii și cu. Deci l-ați luat pe fitul de un prost și acum credeți că și eu sunt la fel? Nu, cu mine nu vă merge, eu nu accept așa ceva în casa mea. Mă, nu fi așa că... Da. De câte ori vin eu pe aici, o dată pe an? Suportă-mă, păi, da, și pe... Cât, păi cât mai stați? Suntem rude, până plec. Deci omul ăsta nu contribuie cu absolut nimic în casa asta. Stă de 5 săptămâni aici și n-a contribuit cu niciun leu. Așa, și? Cum și? Dai faliment? Ce s-a întâmplat? Nu, nu ai ce mânca? Nu-mi e bine. Da, stă, vine cu o grămadă de amici de băutură și bea aici la mine în casă, bă, mănâncă mâncarea, da, nu-mi convine. Mai auzit pe mine că am zis ceva de câte ori a venit maică-ta? Am zis eu ceva, că îmi stă pe nervi, că nu mă enervează, că vine toată ziua și asta ce e și aia ce e și ce se întâmplă? Eu de ce nu mă enervez? Lasă-l și pe tata în pace, te rog frumos, m-am săturat, m-ați făcut cu nervii, nu mai pot. Păi și voi m-ați făcut pe mine tot cu nervii. Te rog frumos, deci hai să găsim o soluție și anume să plece taică-tu. Cum să-l ignor dacă stă pe capul meu? Ce face toată ziua? Zi-mi, tu, deci tu, ești toată ziua, toate după amiezile la muncă, eu stau aici cu ăsta să-i... Mă, ignoră-l, du-te în altă cameră, ți-e așa greu să înțelegi că e bătrân, că are probleme, ne mai ajută cu Vladi, lasă-l și pe el, chiar stă așa pe suflet, lasă-l în pace, Edita maică-su aia, acum serios. Mă pune într-o postură jenantă, Diana, nu pot să aleg între ea și tata, pe Diana o iubesc, dar pe tata îl susțin și ușa casei mele va fi mereu deschisă. Las că am eu act de cojocul lui, nu se joacă el cu mine, nu o să las lucrurile așa. Înțelege că e tata, da? Mai lasă-mă odată cu problemele tale, că sunt doar în capul tău. Și nu mai vorbi așa cu el, că nu-ți permit. Te comporți urât cu el, vorbești urât despre el. E tata, înțelegi? E tata. Nu poți să-l las în stradă și cu asta basta. O să vorbesc cu... Toți, acum vorbesc, te-am ascultat destul. Vorbesc cu el să plece, dar gata. Nu mă mai faceți cu nervii. Nu vreau să mă duc eu la balamuc din cauza voastră. O să vorbesc cu el și o să plece. Ești fericită? Foarte bine. Cum e el? Taică-tu, eu sunt nevastă-ta, da? Ai ales să stai cu nevastă-ta, nu cu taică-tu. Dar să știi că o să mai vină și n-ai decât să te superi. Pleacă acum, vine altă dată. Da, să-mi vină tata două zile, nu 5 săptămâni. Bine, bine. Nu să mă mintă că vine o săptămână și o că pleacă. O să vină el două zile, că vine mai câta 3 săptămâni. E ok, dar mama a venit pentru că era el aici. Păi și ce? Păi foarte bine, să-și țină companie unul altuia atunci. Atunci să-și țină fiecare la ei acasă. Sau să se vadă dacă vor ei să se vadă. Eu vreau să stau doar cu tine și cu copilul în casa asta, înțelegi? Gata. Așa facem, hai, că ne aud vecinii, gata. Lasă-l pe tata, nu vreau să te mai iei de el, te rog frumos. Gata. Prelungirea șederii socrului o irită din ce în ce mai mult pe Diana, care îl vede vinovat de situație și pe Tudor. Ori o asemenea situație, gândește femeia, trebuie răzbunată. Și ce răzbunare poate fi oare mai dulce? Ce bine că ai venit, mama. Mulțumesc mult, chiar aveam o săptămână grea, rău de tot. De ce iubita lui mama? Păi sunt cu munca, e și tata socru pe aici care... Mă cam stresează. Nu, stai un pic, nu așa. Este totuși tatăl soțului tău și nu așa. Puteam să fiu eu în locul lui. Nu, nu. Respectul trebuie să existe, respect față și de tata socru și față și de mama soacră. Înțelegi ce spun? Da, mamă, știu, dar știi că mie îmi place să stau singură și așa, nu... Păi, mama, păi cum să-ți placă să stai singură că te-ai căsătorit? N-ai păi cum? Îmi place să stau cu bărbatul meu și cu fiul. Păi, tate, dacă se întâmplă ceva cu părinții, unul dintre părinți, automat vine la copil și trebuie o mână de ajutor, nu așa. Nu. Aici un pic tu exagerezi.
și nu trebuie. Încă mai ai de învățat, puiul, mama. Încă mai ai de învățat. Dar uite că învăț că te-am chemat pe tine aici și stăm cu toți aici și gata. Mă bucur, mă bucur și mulțumesc frumos și mama de câte ori are nevoie, dar ai tu de fapt nevoie de mine, mama vine și te ajută cu drag. Mulțumesc mult. Cu drag, iubita mama. Așa fericită am fost când m-a sunat Diana ca să vin la ei. Am luat primul tren și am plecat spre București. O, a venit domnul. O, lume nouă, lume nouă. Ai avut o zi frumoasă, iubitele? Bine ai venit, băiatul meu. Asta română, mamă. Da, asta română, mamă, soacră, da. Hai, gătești? Gătesc, da. Ce, musaca? O să vezi tu la masă, dar în primul rând trebuie să te duci să te spăli pe mâini. Da. Și după aceea mama va pune niște chiftele calde și bune. Nu, nu ai cum să te speli aici, tu trebuie să te duci la baie să te speli acolo. Aici este bucătăria, da? Așa, deci te duci, te speli, că așa este civilizat. Și după aceea te așezi la masă și mama va pune chifteluțe calde, că sunt foarte bune. Chifteluțe de din ce carne? E, din ce carne? Carne de pasăre, că este ușoară pentru stomac. Hai, rotunde? Frumos, ovale? Ovale, rotunde? Ei, acum ai și pretenții. Chiftele, sunt foarte bune. Chiftele. Să... Ei, uita cât de bine gătește mama ceai. E, lasă-l în pace, face și el mufturi acum, dar el știe că eu gătesc foarte bine și că sunt o bună gospodină, nu? Da, am mama soacră, normal. Și cât stai pe aici? Cât stau pe aici? Da. Nu stau cât aveți voi nevoie. Stau să vă ajut. O să stai vreo săptămână, două. Da. Dacă am zis că dacă tot ne-am strâns și cu taică tu și așa, să... Chem și eu rudele. A. De ce te deranjează cumva nu, prezența nu, mea? Nu, Doamne ferește, mamă, soacră, cum să... Dar știi că ai fost tot timpul feblețea mea. Da, mi-e înspuită, cred. Da. Dar ce-i dragă, ce ești așa... Da, nu, nu, nu. Pe sus. Abia aștept să mănânc. Chiftele. S-a întors lumea cu sus în jos. Numai de soacră mea nu mai aveam nevoie acum. Ce credea el? Că mă duce pe mine cu lugu, 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 lugu și stă taxul aici jumătate de ani. Nu v-am zis eu că o să-l dau afară? Ia zi, băiatul, mama, câte chifteluțe spun? Două. Cum două? Nouă, atunci. Bine, spun nouă, dar nu să că... ne mănânci, că da, să vezi că sunt da, foarte da. Bune. Băi, în sfârșit, se gătește mâncare reală în casa asta. Avem și noi ceva bun. Păi stai un pic, ce vrei să spui cu asta? Hai, a, păi nu știi? Și... Ce să știu? Păi cum? Uite că mi s-a uscat stomacul. Soția mea gătește hai, numai la telefon. Hai să nu exagerăm. Pizza, paste. Și le-a comandate. Asta am o întrebare. Dacă ea nu poate, de ce nu faci tu? Păi bune, acum într-o căsnicie se ajută unul pe altul. Păi dacă ne ajutăm. Soția are treabă, da, face soțul. Nu unul să stea pe telefon și altul la bucătărie. Nu-i corect. E adevărat, mamă, soacră, că ar trebui totul să ne împărțim, nu să vin de la muncă să fac tot eu mâncare când stăm acasă? Nu, ascult aici. Deci treaba în casă se împarte. Parte, da? Da. Ambe aveți serviciu, ambe aveți un copil de crescut, da? Ai tu auzit, faci da? Paia, tu faci hai, paia. Hai, încetează că m-ascult, fac mâncare, nu fie. Mama, stai un pic, stai un pic. Nu unul stă la televizor sau stă pe telefon sau pe ziar și altul stă la bucătărie, nu așa. Ați venit de la muncă amândoi, cu copilul împreună, pregătiți masa și cu asta basta. Și atunci este armonie frumoasă în casă, nu mai există discuții. Da. Cum ai văzut-o la tine acasă? A dreptate sau nu a dreptate? Da. Păi cum să nu? Are dreptate, nu? Uite, vezi ce bine e cu mama aici să ne dea sfaturi, să... Ce bine, o să fim cu toți o familie. O familie mare și fericită, dar abia aștept. O voce în plus. Scuze-mă, te rog, dar tu un pic ești răutăcios aici. Eu? Da, așa văd eu, dar ce se fac? Așa văd eu. Nu, așa văd, ești un pic răutăcios. Nu știu ce se întâmplă cu Tudor, care are un comportament un pic dificil. El nu se comporta așa cu mine, era alt gen de om, avea alt caracter. Eu nu-l recunosc în ultimul timp. Să vezi când începe cu teatru ieftin. Când începe să strâmbe din nas, să spună, să facă, sigur îmi mănâncă sufletul. Dar abia aștept să mănânc, mamă soacră. Cum să nu? Păi scuze-mă, dar tu ce faci? Încălțămintea să pune civilizat în dulap, haina ți-o așez frumos în dulap. Ce să vadă copilul voi la voi dacă voi sunteți dezordonați? Învăț și am dreptate? Da, ai dreptate, mamă frumos, soacră. Deci te rog frumos, te ridici și spui încălțămintea la locul ei și haina pe umeraș. Așa, mamă, bravo. Te rog foarte mult. Nu vrei să mă ajuți tu să o pui, mamă, soacră, te rog, ajută-mă că vreau să vorbesc și eu ceva cu ea. Numai o secundă. Da. Asta, în primul plan, tu când ai intrat în casă, primul lucru te descalți, îți duci încălțămintea în pantofar, îți pui haina pe umeraș, te duci la baie, te speli pe mine și te așezi la masă. Perfect. Mie nu-mi place cum ai făcut de data asta. Ai scuză-mă, dreptate, te rog. Ai dreptate, dar ia-le mata, te rog frumos, și lasă-mă să vorbesc și eu cu bine, dacă mă pup pe obraz, mă duc și fac pentru uite, tine. Te pup de două ori. Așa, bine, hai, bine, bine. Ia mănâncă să vezi cât de bune sunt. Da? Și când mă reîntorc să-mi spui, mamă, soacru, au fost super. Da, 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 bine? Da. Exact, mulțumesc frumos, mamă, cu drag, soacru. Poftă bună, dragule. Mulțumesc. Ies, dragul meu, îți place? Tu ai nebunit? Îți bagi joc de mine? Altădată să știe că toate au o limită.
Să-l văd acum cum vine să-mi zică să o dau pe mama afară din casă. Nu o să încerci. Îți bagi joc de mine? Pur și simplu ți-ai adus acum tot familionul ca să-mi arăți că ești mai tare? Sau cum? Familionul, dragul meu, că e doar mama. A, da? A, mama. Păi și te-ai gândit și cum dormim? Adică cum dormim? Păi cum dormim? Vrei cum, să... Tu cum te gândi? Vrei să dormi cu tine și să doarmă tata cu maică ta? Sau cum? Să ne mulțim? Nu, iubitul meu. Da, cum? Eu dorm foarte frumos cu mama, iar tu dormi cu tactul. Și știi cum sfărăie, mă? Dar ceva verișor pe acasă, nepoți de gradul 7, nu mai ai și tu? Adică pe bune. I-a căzut fața când i-am zis că mama o să stea aici o perioadă. În momentul ăsta îi declar război. Ori eu, ori ea. Și... Că tot ai fost aici cu scumpa ta, mamă, nu puteai să-i zici să deschidă hota, să deschide geamul, că m-am săturat să stau în mirosul ăsta de chiftele? Bă, Tudore, tu îi zici lui taică-tu să facă, să nu mai facă ceea ce mă deranjează pe mine? Nu îi zici, uite, să vezi cum e. A, da? Mhm. Ok, hai să ne distrăm atunci, că înțeleg că e bine. Da, ia și mănâncă, dragă, chiar să-mi pune chiftele. Poftă mare îți doresc, eu țin siluetă. Planul Dianei a fost să îl enerveze la rândul ei pe Tudor, doar că, surpriză, cei doi cuscri se înțeleg de minune. Ce să-i faci? Înțelepciunea vine odată cu vârsta. Nu întotdeauna, dar acum zicala este valabilă. Ce? Ai făcut o masă super. Păi, am văzut pe la televizor. Păi ce, bă, nu mă servești? Ce ai văzut la Servește-mă televizor? Servește-mă că mi-ai lucesc ochii acum. Hai, deci am văzut la televizor tot felul de rețete. Pe la restaurante, pe unde mă mai duc eu din când în când, tot felul. Dar ce ai făcut eu, minune, mă? Păi stai un pic, dar tu nu știi că eu sunt o foarte bună gospodină. Păi ești foarte bună, dar ești și foarte inventivă. E, bravo, pe aici este, vezi tu? Și uite la o masă bună, ce mi-ai adus acolo? Uite așa, să bem și noi ceva. Ai noroc că te cunosc. Bine ai venit. Am noroc că ai venit? Da. Cine știe câte o mai avea pe suflet? Ce mai contează ce? 10 ani în plus în mine? Nu, stai un pic și noi trebuie să ne trăim viața, stai un pic, că ne considerăm că suntem oameni tineri. Păi, tocmai de-aia mă bucur eu că ai făcut ceva care m-ai bine dispus, așa, uite, Sunt foarte fericită că ți-a plăcut. Da? Mult, mult, mă bucur. Deci mi-a plăcut mult și apreciez, ți-am zis, și inventivitatea, nu a fost o friptură și atât. Ți-e mai mare milă de omul ăsta. Nu este așa ușor să speri soția. Sunt așa bucuroasă. În sufletul meu, că i-am adus un zâmbet pe buze. A, dar stai un pic să întreb ceva. Tu pe la cimitir ai mai fost? Păi, cred că au crescut buruieni acolo. Păi, păi dacă am stat pe aici... Păi stai un pic, dar nu trebuie să neglijezi. Păi, nu, nu, dar... e bine așa. Când am plecat, am fost. Acum, cât am stat aici la copii, n-am mai fost. Când mă duce acum... Oricum, este grea bătrânețea, clar. Foarte grea. Este foarte, foarte și grea bătrânețea. Și mai ales că timpurile astea fac ca... copiii să mai fie așa apropiați de părinți. Păi știi de ce? Pentru că ei au apucat alte vremuri. Chiar dacă noi le-am dat educația care am primit-o de la părinții noștri, ei n-au luat-o. Vremurile sunt intense. Da, da. Eu îi da. Înțeleg și de-aia nu mă supăr. Da, da, nu mă supăr. Dar nu trebuie să te supăr, sunt copiii noștri. Nu mă supăr noștri. Nici pe nora mea dragă, așa. Care ea vrea să fie și ea liberă. Ascult, apropo, dar o iubești pe nora? Păi cum să mă iubesc? Păi, și și dragă și mă bucur că a luat așa o fată frumoasă, fiind. Sigur că da, mă bucur, mă și bucur. Și au făcut un copil, o plină, mi-a sunt topit după el. Doamna Nela este o femeie excepțională. Parcă nici nu are vârsta. Din buletin, așa se comportă. Băi, astea îmi plac, asta ascult toată ziua. Cuscre, hai să facem un dans. Ia vino la mine, hai. Ai grijă, să fii tandru cu mine, Cuscre. Mai trecuți prin viață, cuscrii se bucură cât încă mai pot și sunt mai iertători. Lucruri de care Diana și Tudor nu sunt capabili acum. Este drăguță, amabilă. Știe cum să trăiască. E o plăcere să fii în preajma ei. Și vede că n-a trecut degeaba până viață. Dacă îți place să dansezi și nu știu... Da, perfect, cum să nu, așa. Cum să nu-mi place? Mie îmi place muzica da? Populară, muzica ușoară foarte mult. Băi, cu populara nu prea știu eu așa. Așa că dacă știe, mi-a spus fiul că la nu știu ce nuntă ai dansat, ai fost numărul... O, bine ați venit, copii! Nu, că voi n-aveți servici? Păi... Și la ora asta... Aoleo, tu vezi câte că s-a făcut ceas? Nu, mami, ai trebuit. Nu știu când a trecut timp. A cam trecut timpul, că noi de la serviciu venim, nu știu cum să zic. Păi stai, ne-ați surprins în plină activitate dansantă. Simt că ușor, ușor, Tudor o să cedeze. Nu mai durează mult și cedează el. Eu nu mai dorm deloc și ei dansează, se distrează. Băi, soacră ta, știi ce mâncăruri face? Eh. Sau mai, nu știu, aduci tu un buchet de flori, o păcălești cu ceva să-ți facă.
Băi, nimic, ce-am văzut la televizor, pe la restaurante, pe la anunț, ce-a făcut el? Scuze-mă, trebuie să-mi aduc un buchet de flori ca să pot să dansez bine? Să dansez, să gătesc bine? Nu, bă, bine, să-i faci o mâncare, mă, dar cum ai făcut mie. Dar eu oricum gătesc. A mai rămas ceva? A rămas cum? Și pentru copiii noștri. Băi, a rămas și pentru voi. A, da? Eu i-am dat nota 20. Mama cum mie, să dădea pe timpuri. Stai că acum o să-mi dea și eu o notă bună. Ia să vezi tu. Și-am trecut clasa și mai rămân repetentă. Ca doi tinerei, așa sunteți. Doi tinerei, la prima dragoste. Să faci de la ea, dar nu e la modă să mai faci mâncăruri de-astea sofisticate. Voi repede, servici acasă, copil, n-aveți. E, fac și ei în limita timpului lor. Mai vin eu, îi ajut, nicio problemă, că nu-i las eu. Da, cu ăștia n-ai nicio grijă. Zici că sunt Stan și Bran. Dacă o țin așa, mă duc să-mi iau cameră la hotel. Trebuie să mă odihnesc, nu? Simt că planul meu dă roade. Dacă o să mai aibă Tudor câteva nopți ca asta, sigur o ia din loc. Ba, a venit maică mea, gătește peste tot, miroase prin casă, ba, dansează cu taică-su. Asta e, o să plece curând tată-su de aici. Haide și tu, fă-te cu amodă și tu, ce ești așa? De ce ești așa obosit, mă? O, de cască, fii atent, dar n-ai dormit azi noapte. La servici ai muncit mult? Sfără-i ca un tank. Băi, te pomenești că pe mine mă moștenești. Da, da. Tu știi ce sfără, dar cum? Decât că pe mine m-am obișnuit, am zis, băiatul meu nu. Hai. Tu ne auzi, mă, de la tine de acolo? Taoleo, nu, nici nu vreau să mai vorbesc. Uite, vezi ce drăguță, nici nu vreau să spun. Ascultă aici, știi că se tratează sfărâmitul. Hai, da, mamă, zoacră, lasă, mi-e foame, vreau să mănânc. Hai, voi sunteți doi tinerei și noi suntem obosiți. Hai, vino la bucătărie să spun mama să mănânce, vino. Și Diana îi râdeau mustățile. Ce se bucură ea când a auzit că n-am putut să dorm. Stai așa, mamă, stai așa că am uitat cumpărăturile, mă, că mă iei repede, sunt și obosit. Ce ai luat, ce am luat? Surpriză, vino să vezi. Hai. Eu stau aici că mai bea un pic. Mai bea un pic. Odată cu venirea mamei Dianei, se poate spune că locuința lui Tudor și a soției lui a devenit un loc de întâlnire a veteranilor. Spunem asta pentru că domnul Condurache, într-una din zile, nu a ezitat să-și invite fratele la un soi de feciorească, la fel ca pe vremuri. Mă, frate, eu ți-am zis când am plecat de acasă? Păi n-am crezut că o să mă simt așa bine când am venit așa supărat aici. Bă, lasă-mi cu analize, cu chestii. Băi, lasă-mă, bă, cu analize. Optimist, asta e cea mai bună, bă, pentru analize. Băi, asta nu mai e bună, să știi. Asta e bună, că aia s-a dus. Corect, corect. Nu, frate, vezi-ți de viața ta înainte și așa e cât scurtă. Cât mai e? Băi, și așa e scurtă, cât să-și burița ta. Bă, ce crezi? Băi, ce inspirat am fost că te-am sunat. Da. Că eram așa supărat și zic, băi... Și după ce am băut berea aia acolo, rapid, așa, la restaurant, am zis, hai, mai te chem o dată aici, că-s copii ăștia plecați, am zis, haide să facem o... Și ce? Vorbeam cu tică de tine. Zic, bă, mă duc la frate meu, că mi-e dor de el, mai fac o băută de acum, făceam noi păi în tinerețe. Da? Ne aduce, când ai lucrat, n-aveam timp, dar acum... Acum, ce Dumnezeu să facem acum? Nu că am fi noi... prea tinerei, știi? Că suntem. Da, viața păi, avem. Păi, dar nu suntem. Chiar dacă nu suntem, ne prefacem că suntem. Eu așa fac. Bă, până la urmă, cu copiii ăștia nu e mai greu așa. Vârsta e doar un număr în buletin, vezi de treabă. Aulă, m-am mai uitat de mult în buletin, nici nu mai mă uit. Nu trebuie, frate. Băi, nu mai oprește și pe mine un polițist să-i dau buletinul, nu mai mă uit la el, nu? Da, și mie mi sunt dragi. Ce să zic, polițiștii. Cei doi frați au ce să își povestească și o fac cu drag și voie bună. Asta până ce ajunge Diana acasă, o tânără soție pentru care socializarea are o definiție mai îngustă, să-i spunem așa. Opa, ia uite cine a venit! Ce-i, domne, dezordinea asta aici? Ați fumat? Ia uite ce ați făcut! Hai, bă, că am venit și eu cu... știi cine, nu? Frate. Da, bună ziua, dar ce-i dezordinea asta? Mama unde e? Dar cum să știu unde e Mike? Maica ta a văzut că-s doi bărbați aici care au și ei niște ale lor de discutat și s-a dus, cred că la cumpărături, o doamnă. Păi de unde să știe, bă, frate meu, ce urmărește cineva pe Maica ta? Domne, ce mă iei cu eu o doamnă? Ce, eu nu sunt o doamnă? Ești aici în casa ești mea? Ești o doamnă tânără, mama ta e o doamnă matură, care înțelege. Deci mă arde de... Ne arde, păi de-aia suntem mai să ne distrăm, să ne nu știu ce. Ne întâlnim atât de rar. E foarte diferită. De cuscă. Maică sa este o femeie de toată isprava. Îi dau nota 20. M-am înțeles cu ea perfect. Femeie
multă femeie. Cât tupeu pe capul ăstora. Și-au găsit ei cârciuma la mine în bucătărie. Dar al loc n-avea unde să bea. Până la urmă au rămas și eu unchi tu, mă, eu nu sunt un străin. Dom'le, dar duceți-vă în altă parte și întâlniți-vă. Nu îmi stricați mie aici ce curățenie am făcut cu maică mea. Stăm și facem cadouă proaste și voi ce faceți? Faceți mizerie. Stai, ia fii atent, fii atent. Stai un pic. Fii atent, ia uite-te tu acolo. Ca eu să vezi cât te apreciază. Am venit la tine. Stai, domne, că uite, dus... face apă pe jos. Las că șterg, păi, șterg eu. Nu se șterge, care mă lem? Totuși ia frumos. Vezi cum s-a gândit de frumos la tine? N-a venit cu mâna goală. A venit cu mâna... cu o mână, uite cu ce a venit într-o mână. Băi, m-am săturat, duceți-vă la casa dumneavoastră. Că ce-ați făcut cu casa? Ați băut-o? Ce-ați făcut-o? De stați aici pe capul meu de luni de zile. Din punctul ei de vedere, are și ea dreptate. Dar eu nu pun la inimă. Nici să nu pui. De ce zice? Oricum trebuie să plec, știi? Când deschide gura, trei străzi mai încolo se aude. Bă, singur, sincer vă spun, eu n-aș fi permis așa ceva. Nu, sub nicio formă. Ea zice eu vreo două, da? Mi le opresc aici. Că mai vreau să stau și eu câteva zile pe aici. Îmi e drag de ăla mic, mă înțeleg bine cu el. Mai am și problema cu analizele. Acum, dar vă rog, înțelege ea. Și dumneavoastră cu el, că omul mai vine, dar mai și pleacă. O să mă duc. Exact ce spuneau, frate. Deci, o să mă duc. Deci nu. L-ați luat pe fitul de un prost și acum credeți că și eu sunt la fel? Nu, cu mine nu vă merge. Eu nu accept așa ceva în casa mea. Mă, nu fie așa, că de câte ori vin eu pe aici, o dată pe an? Suportă-mă. Păi da, dar se pare că cât, păi cât mai stați? Suntem rude, veniți în vizită. Până plec. Păi, bă, dacă pe tine nu te suportă, că e s-o că s-o pun la urmă, i-ai dat pe fitul. Dar pe mine cum să mă placă, mă, mă trăg una asta de zi. Băi, băi. Nu-i mai zice așa, că eu rămân cu ea încă. Bă, păi, ce faci? Nu e nimic, suportele n-am zis să-ți fac. Deci vă rog să plecați în momentul ăsta. Dacă nu mă respectați deloc în casa mea, vă rog să plecați. Bă, e casa ei, până la urmă, nu știi. Mai rău de atât, nici că se putea. Frate, ce noră are, o travă, frate, nu se poate așa ceva. Bine, hai, bă, frate meu, mie nu-mi place cum vorbește fata asta. Să știi că ai fost la înălțim. Ne-am simțit bine. Ai fost la înălțim. Te pup, frate meu. Ia-ți, bă, haina, pa. Că uiți haina. Bă. Și uite ce frumoasă haină. Nici nu-mi vine să... Nu mai zic nimic. Pa! Deci pe bune o farfurie nu sunteți în stare, mă, să spălați. Asta le spălam acum. Făceam totul ori. N-am știut că vii așa de vreme de la serviciu. Dar nici nu mai e vorba despre asta. Nu mai e de farfurie, de nefarfurie. E vorba de mătale. Vreau să te duci odată. Bine, mă, o să mă duc. O să mă duc. Da, mă rog. Las că spăl eu astea. Se pare că paharul e aproape plin. Diana nu mai rezistă și, în plus, mai apare o problemă. Tudor! Tudor! Da, ce e? Treci încoace un pic. Stai așa, vin. Zi. Mi-a dispărut cutia cu bijuterii. Ce? Cutia cu bijuterii mi-a dispărut. Așa, bun. Și? Vezi unde ai pus-o? Ce ești așa liniștit? Și? Păi, stai, mă, vezi unde ai pus-o? Poate ai mutat-o jos, poate ai pus-o în alt dulap. Uite-te pe aici, prin ăstea. M-am uitat peste tot, m-am uitat în toată casa, a dispărut cutia cu bijuterii. Cine să-ți o ia, mă, Diana, mă? Cum a dispărut? Cum adică suntem noi în casă? Cine să-ți o ia? Nu știi cine ar putea să-mi ia, nu? Cine? Deci uite câți bani are taică tu acum. Cum se duce în fiecare zi și bea și lipsește de acasă și toate cele. El zice că vine să-mi învețe copilul despre pietre, dar nu, el vine să mănânce, să bea, să fure. Acum să vadă și soțul meu ce fel de bărbat e tatăsul. Stai așa, poftim. Deci, stai așa, că nu se poate. Hai, mai face pe deci, fraierul, pe nu bune, se poate. Deci tu insinui, ce insinui, tu zici? Tu zici că tata ți-a furat ție bijuteriile, lanțuri, subțiri? Ce să facă tata cu ele? Să le pună, să le poarte pe stradă? Hai, mă, Diana, fii serioasă, vezi unde l-ai pus, refă firul ăla și vezi unde sunt. Tu te auzi? Îți lua tata bijuteriile? Tata vine după 2 ani la noi în casă să-și vadă nepotul și pe fisul și ce faci? Poți să taci odată? Tu n-auzi că mi-au dispărut bijuteriile din casă? Mă simt neputincios în momentul ăsta. Deci nu-mi dau seama. Diana în momentul ăsta întrece orice măsură să-l acuze pe tata de furt. Cuvântul meu nu mai valorează nimic.
Orice îi spun să facă, el nu și nu. Zici că e împotriva mea. Dacă nu le-a luat el, probabil l-a luat frate-su sau pe cine mi-a mai adus prin casă. Bă, dar tu te auzi ce spui? Da, mă aud foarte bine ce spun. Eu în viața mea n-am pierdut un ac, dar rămite lănțișorul și ce mai aveam pe acolo. Bă, ești isterică, pe bune, tu te auzi? Ce urli la mine? Zici că ți l-am luat eu, nu ți l-a luat nimeni. Vezi ce ai făcut cu ele? Nu l-ai luat tu, dar tu ai băgat pe ăsta în casă. Nu ți l-a luat tata. Liniștește-te. De unde știi, mă, tu că nu mi l-a luat tata? Pentru că nu e stilul lui, pentru că îl știu. E, ce să facă tata cu lanțurile tale? Și atunci unde e cutia mea cu bijuterii? Uite-te atunci pe aici. M-am uitat peste tot. Unde este? Unde este? Unde este? Că am mai nebunit, nu mai suport. Bă, deci nu înțeleg. Vezi unde le-ai pus? Vezi ce ai făcut cu ele? Că le muți de colo-colo și spui tot felul de aberații. Îți lua tata ție cercei și inele. De-aia nu mai putea tata. Să fie clar, trebuie să aleagă. Ori eu, ori tata socru. Punct. Și ce să fac? Să-mi aleg soția sau tată? Ea chiar își bate joc de mine? Deci, Tudor, în momentul ăsta te duci și zici lui taică tu să plece, înțelegi? Ce faci, mă? Haide. Tu mă pui ori pe mine eu, ori el, gata, deci s-a terminat. Deci tu mă pui pe mine să aleg între tine și tata? Păi s-a terminat dacă vrei să se termine. Dar tata nu ți-a furat bijuteriile. M-am săturat de minciunile astea. Pune mâna și vezi ce ai făcut cu ele. Să fi fost domnul Condurache capabil de așa ceva? Tindem să credem că nu. Dar oricum, în grea postură se află Tudor. Da. Dormeai? E, mă odihnesc. Iartă-mă că te deranjez. Ce faci? Cum ești? Mai obosit așa un pic. N-am mai... Nu știu. Poate că e o prostie. Diana zice că... i-au dispărut niște bijuterii, știi ceva de ele? Ce? Diana... zice că i-au dispărut niște bijuterii. Păi și ce treabă? Păi, nu știu. Nu sunt mândru deloc de ceea ce fac. Am ajuns să-mi dau afară propriul tată. Dar ce pot să fac? Eu sunt om serios, tu nu mă cunoști atâta timp. Mă, nu știu, asta i-am zis și eu, că nu cred că le-ai luat. Dar dacă te știi vinovat, te rog că nu mai pot. Îmi explodează capul. Deci scoateți asta, nu cam nici vorbă. Ce să fac? Eu am venit aici să stau și eu cu voi. Cu ăla mic, că mi-e drag de el, ziceam să petrec și eu două luni cu voi, atât cât mai am. Zic, să stau și eu cu voi, că... Mă, tată, mă, nu știu, dar acum, serios, până acum n-a dispărut nimic, până acum nu s-a întâmplat nimic, ai venit în casă după 2 ani de zile, îi dispar bijuteriile. Ce să fac eu cu bijuteriile? Păi nu știu, păi, tată, nu... zi-mi tu ce să faci cu păi ele. Păi n-aveam ce să fac tată, cu ele. Tată, uite, deci uite-te logic la mine, te rog frumos, uite-te la mine. Zi, că nu mai pot, mă deci lasă răbdarea. Deci ia-ți din cap ideea asta proastă. Uite că mă iau după Diana. O cred când îmi spune. Că noi așa facem. Vorbim și rezolvăm. Cum să am așa onor? Diana asta n-are minte nici cât o găină. Cum poți să te gândești la așa ceva? Cum poți să mă acuzi, mă, de așa ceva pe mine? Tată, ce să fac? Se întâmplă. Da? I-au dispărut bijuteriile. Păi și tu te iei după nevastă? Tu n-ai și tu o logică a ta? Cum să fure taică-tu bijuteriile lui nevastă? Deci, ce tata, să facă cu el? Deci are el nevoie știu de așa nu ceva? Nu știu, nu mă mai interesează momentul ăsta. Nu mai pot. M-am săturat nici să stau între Ciocan și Nicovală. Nu pot să suport așa ceva. Nu suport. Bine, îmi pare rău. Tată, asta a fost, chiar îmi pare rău. Te rog frumos, ăsta e geamantanul, ia-ți lucrurile, hai, gata. Nu, deci nu mai pot să mai trăiesc bine, așa. Bine, m-am înțeles, mă dai afară. Bine, ai, eu am venit să pot stau și eu cu voi. Vi altă dată, dar nu vreau. Deci nu știu, gândește-te să apară bijuteriile. Du-te tu, vorbește cu ea, fă ce vrei tu, dar nu știu. N-am cu cine să vorbesc, mă. Ți-am zis clar, nu am luat eu nicio bijuterie. Aș fi vrut să am mai mult timp. Să fac mai multe. Să fiu cu ei, să fiu cu nepotul, dar îi las. Credeam că ai înțeles. Mai am doar 2 luni de trăit. Atât mi-a dat doctorul. Și am vrut și eu să stau lunile astea cu tine și cu Vlăduț. Asta mi-a fost dorința. M-am distrat un pic ca să îl fac și pe fratii meu să fie alături de noi, să intre în familie. Acum măcar în lunile astea cât le mai am. Când ori începe suferințele... Nu știu ce aberezi acolo, bine, nu știu ce ți-a deci dat doctorul. Nu știu, deci te rog frumos, lasă-mă să mă deci, schimb. Deci bun, te schimbi? Te schimbi bine, și am, și am plecat. Bine, să trăiești. Lasă-mă, de nu mai pot, deci m-a zăpăcit. Nicule, ce faci? Pleci?
Lasă că mai vin. Nu, te rog, bunicule, nu pleca. Mai ești cel mai bun mai prieten. Mai vin. Vladi, hai că mai vine bunicul. Stai liniștit, că mai vin. Hai că mai vine bunicul, te rog mai frumos, Vladi, e situația așa destul de grea. Du-te, te rog frumos, de aici. Gata! Ce ai, măi? Ești o haină fără suflet. Tatăl meu are o boală destul de gravă. Cum adică are o boală destul de gravă? Stai că nu înțeleg. Ce mai are asta? Foarte puțin. Cum adică mai are foarte puțin? Frumos, stai, mai are foarte adică? Puțin de trăit, înțelegi? Foarte puțin de trăit. Mă, dar n-am știut, mă. Că dacă știam, îți dai seama că nu mai făceam așa. Hai, iartă-mă. Ieși afară, ți-am zis că nu vreau să te văd, nu vreau să vorbesc cu tine. Ce să te iert? Păi nu știu, să rezolvăm cumva acum cu taică tu. Știi că mea e un pic răsfățată. De ce? Pentru că a avut toate pe tavă. Eu am răsfățat-o, eu am alintat-o și nu am făcut bine. Ea nu a fost așa. Dar eu nu o recunosc pe ea. Se pare că socrul Dianei suferă de o boală gravă și tot ce a vrut a fost să-și petreacă ultima parte a vieții alături de fiul și de nepotul lui. Doar că Tudor e prea furios să proceseze vorbele tatălui său. Nu am ce să fac, tată. Deci nu am ce să fac. Am, te înțeleg. Nu, nu mai pot. Deci nu mai pot să fac față. E prea mult. Hai să te ajut totuși. Hai să nu cazi. Ia uite, băi, tată, exact. Tată, ți-am zis să ai grijă. Dacă m-am lovit și eu. Ai făcut și tu aici niște scări de marmură. Acum ai o problemă și cu scările mele de marmură, nu? Lasă-mă, de nu mai pot. Deci m-ați zăpăcit. Bunicule, ce faci? Pleci? Lasă că mai vin. Nu, te rog, bunicule, nu pleca. Mai ești cel mai bun mai prieten. Mai vin, mai vin. Hai că mai vine bunicul. Stai liniștit, că mai vin. Hai că mai vine bunicul, te rog frumos, Vladi, e situația așa destul de grea. Du-te, te rog frumos, de aici. Îmi pare rău, tată, revii, dar nu știu, acum nu, deci nu mai pot. Da, nu am mai înțeles, pot. Am înțeles. Nu. Mamă, și m-am și lovit. Lasă-ți treci. Era să zic eu ceva, acum, hai. Păi nu știi ce ziceam când erai mic? Până te faci mare, treci. Tată, te rog, gata. Hai. Hai, te pup, vorbim. La revedere. După ce tatăl lui pleacă, Tudor începe să se gândească la ce i s-a spus și, într-adevăr, analizele confirmă boala gravă. Nu știu ce să fac. Nu cred că inventa asta ca scuză. Dar dacă e adevărat? Dacă e pe ducă? Alo, domnul Popescu, domnul doctor Popescu, mă scuzați că vă deranjez. Bună seara, sunt Tudor Condurache, sunt fiul domnului Condurache. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă diagnosticul pe care eu îl văd în foile lui este real. Domnule Condurache, situația tatălui dumneavoastră este una, nu gravă, foarte gravă. Și mai e ceva de... Mai e ceva de făcut? Din păcate nu mai e nimic de făcut decât să așteptați momentul. Dar cum e posibil să se întâmple una ca asta și eu să nu-mi dau seama? Tata chiar era bolnav. Vă mulțumesc. Mai aveți de așteptat. Tot ce puteți să faceți e să vă bucurați de el cât mai are. Că o fi o lună, două, nouă. Doar cel de sus mai poate face ceva. Medical nu se mai poate face nimic. Îmi pare rău că vă dau această veste. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Este pentru ce? La revedere. Seară frumoasă. Tata voia să-ți petreacă zilele lui, zilele pe care le mai avea alături de mine și de Vlăduș și eu l-am alungat. Acum nu mai este vorba de glume proaste, de certuri conjugale sau de relații tensionate între noră și socru. Un om care nu a greșit cu mare lucru mai are puțin de trăit. Iar cei dragi lui l-au alungat fără să aibă răbdare să stea de vorbă cu el. Este o situație care nu poate rămâne așa. Tudor, îmi zici și mie ce mai caută taică tu la noi în casă? Deci, pe bune, eu n-am niciun cuvânt de spus în fața ta?
Dar ce ai dragă cu el de te ceri scâr? Ce ai? Diana, liniștește. Mamă, te rog frumos să nu te bași tu, că nu știi ce se întâmplă în casa asta. Liniștește-te. Eu am venit la insistențele lui Tudor și îl înțeleg. Eu n-am prea vrut să mai vin, dar a insistat și am zis, hai să vin. Am înțeles, v-am deranjat. N-am vrut să fie. Tocmai de asta îl întreb pe Tudor, ce mai căutați aici? Eu nu înțeleg de ce ne-am mai văzut. Ce grozăvie a făcut omul acesta de ești atât de nervoasă și de supărată? Omul ăsta, în primul rând, m-a mințit că vine și stă o săptămână. A stat aproape o lună și ceva. N-am știut nici eu cât o să stau. Vine, se îmbată, îi dă nepotului... Ce e asta? Cum să-i dai nepotului asemenea exemplu? Să vii beat acasă? Dar stai S-a draga întâmplat mea. Foarte des. S-a întâmplat odată. A fost care odată? Că odată ați venit beat, odată v-ați îmbătat cu fratele pe aici, numai ce e casa în asta? În atâtea săptămâni, dar stai nimic. Un pic, draga mea, dacă te-ai supărat că a venit socul tău, mâine, păi mâine o să supere că am venit și eu. Stai un pic, ce înseamnă asta? Nu, mamă, că tu nu faci așa. Și dar în primul rând tu nu vii așa des. Dar el ce-a făcut așa dezastruos? Dar cât de des te vizitează socrul tău? Nu ne-a vizitat atât de des și ne obișnuisem așa. N-ai fi putut și tu să treci oarecum cu vederea faptul că până la urmă, dacă tot nu vă vizitează atât de des, a venit să stea pe capul vostru? Ernest. Te mai întreb o dată, adică cu ce te-a deranjat? Am înțeles că sforăie, nu? De se aude din stradă. Sforăie de se aude din stradă, e nici Tudor nu se odihnește. Am înțeles că i-a adus fiului tău niște pietre. Pentru colecție. Da, pentru colegi. Înțeleg că dânsul a fost geolog de meserie. Exact, și am vrut să-l învăț ce înseamnă să folosești. Te-a deranjat atât de tare faptul că nu a venit cu niște obiecte mai de valoare? Te-ai fi așteptat ca... Poate că lui Vlăduț ar fi plăcut să-i aducă ceva mai... Scuze-mă, te rog că intervin, dar nu ții nici cu el, nici cu el, nici cu tine. Dar nu e normal să te ceri cu soțul tău că a venit taică-s-o la el. Stai un pic, că nu înțeleg. Mamă! Da, că vine în vizită, înțeleg. Așa. Tu vii și stai pe capul meu o lună, două. Asta i-a făcut plăcerii să vină să stea cu fiul, să-l bată până într-una. Ce-a consumat într-una? Stai un pic, că nu te... Toate cele, mamă. O singură dată într-un exagerat. Nu mai fi așa. Bărbatul tău, de ce am venit eu în casă? Haide să nu fim așa, să avem totuși bunul simț în noi. Eram plecat, plecasem și... Păi tocmai, erați plecat, nu înțeleg de ce v-ați întors. Dar Tudor a insistat peste orice limită și m-a întors chiar din... Dar tu chiar n-ai nimic de spus, ai luat poziția mutului. Dumneavoastră ați venit expres ca să-i deranjați, să le puneți bețe în roate. Eu am crezut că vă fac chiar o plăcere, că uite, vine bunicul, stă... Nora dumneavoastră vine și spune că i-ați dat un exemplu nepotrivit nepotului dumneavoastră. Că v-ar fi văzut beat. Din potrivă, eu am stat cu el, ne-am simțit foarte bine, mă iubește, îl iubesc, ne-am înțeles perfect. Diana, fiul tău l-a văzut pe bunicul lui băut? Nu. Nu știu dacă l-a văzut sau nu. Cine știe ce făcea când erau doar ei doi acasă? Nici nu mai pot să am încredere. În niciun caz nu bea. Păi, până la urmă, te-ai căsătorit cu fiul dânsului, nu? Adică, dacă a făcut o treabă bunicică crescându-l pe Tudor, bănuiesc că nu ar avea de ce să se comporte altfel cu nepotul lui. Ba din contră, ceva mă face să cred că bunicii au tendința se răsfețe mai mult pe nepoți. Eu cred că bea de când era și... Cum să mă te rog, dar exagerezi un pic. Asta nu e motiv că m-a înțeleg că și dumneavoastră ați stat o bucată de timp aici în casă cu domnul Fane și v-ați înțeles destul de bine, nu? Sigur că este o companie atât de neplăcută. Și ce am băut noi un păhăruț atât de... Este o companie atât de neplăcută. Ea adică... exagerează un pic. Doar să în vizită nu e companie neplăcută, dar să-mi stea tot timpul pe cap, eu nu la asta m-am înscris când m-am căsătorit cu Tudor. Dragă, nu să știe dacă... Ascultă-mă aici, dar poate va veni timpul când nu o să mai vină nici el, nu o să mai vin nici eu, ne ducem pe lumea elaltă și ați rămas singur. Gândește-te la ce spune și mama ta. Adică eu la asta aici m-am gândit. Am zis, mă, să stau și o perioadă cu voi. Dar tu nu, dar mai e până te duci. Nu e vorba despre asta. Nu înțeleg că socrul tău a rămas și văduv de ceva timp. Adică este greu totuși să trăiești de unul singur, nu? Singurătatea asta... unde vrei să se ducă? Unde? De când are copilul frații, lui? Are... Nimic și să vină în vizită. Copilul lui, decât copilul este... Care trebuie să te aduci, nu la rude. Și cred că nici nu mă simțeai în casă. Stăteam în camera aia, citeam, plecam, mă torceam. Da, socule, te simțeam, tocmai de-aia fac așa noaptea scandal. Noaptea că mai sfărăia. Păi noaptea, noi nu ne odihneam, noi aveam munca a doua zi. Scuze, nu dormeam din cauza sfărăietului. Uite, vezi că plânge, cum e posibil așa ceva să-l fac să plângă? Mâine, păi mine o să zică și, dar de ce a venit și măta aici? Este tatălui. Hai să avem bunul simț. Deci, Tudor, eu nu înțeleg de ce m-ai adus în situația asta. E, te-a adus în situația. Bine că plângi acum. De ce plângi? Plângi degeaba. Că Diana, tot tu ai creat din nou situația asta. Liniștește-te un pic. Dar e taică-su. Diana, calmează-te un pic. Fii mai lucidă. Dar și ce-am făcut, mă, e taică-su? Da, și ce-am... Gata! Gata! Ce ai, măi? Ești o haină fără suflet. Tatăl meu
Are o boală destul de gravă. Cum adică are o boală destul de gravă? Stai că nu înțeleg. Ce mai are asta? Foarte puțin. Cum adică mai are foarte puțin? Stai mai, dar... mai are foarte puțin de trăit, înțelegi? Foarte puțin de trăit. Iar tu nu înțelegi. Dar mie de ce nu mi-ai spus că din cauza ta l-am dat pe tatăl meu afară. Puținele lui clipe. Nu mai are foarte mult de trăit. Nu-l mai văd foarte mult. Tu nu-ți dai seama ce grav este în momentul ăsta. Lasă-mă, mamă, soacră. Încearcă să te calmezi, te rog frumos. Vorbești serios? M-am săturat de tine, efectiv mă cicălești, mă nebunești, mă... Deci nu mai pot, nu mai pot. Înțelege-mă, nu vreau să te văd. Nu știu, nu știu ce faci, nu știu ce ai de gând, dar nu mai vreau să te văd. Vreau să am parte de puținele clipe pe care tatăl meu mai are să le trăiască. Tată socrule, ce s-a întâmplat? Da, mă, asta e. Tată socru, e adevărat ce zici tu, Tudor? Păi și mie, de ce nu mi-a zis? N-am vrut să vă stric buna dispoziție. Dar puteai să mă... Am vrut să vin, numai să petrec o perioadă de timp, cât mă mai simțeam bine, cu voi, cu cel mic. Știți că vă iubesc și am vrut să stau. Am și eu, probabil, sforă-i. Am încercat să mă distrez un pic cu fratele. Uite, am profitat și de faptul că mama ta este o doamnă deosebită. Am fost mai... Dar asta nu înseamnă că... Am înțeles, v-am deranjat și am vrut să plec. Dar trebuie să nu... Nu le-ați spus-o pentru că nu ați vrut mila lor? Ăsta e motivul. Am vrut să știți voi și să zici săracul, nu știu ce. Nu am vrut să fiu cum am fost o viață întreagă, un om puternic, care mi-am văzut de... Chiar dacă am primit lovitura cu faptul că a plecat soția de lângă mine și am rămas singur și am venit la voi. Dar mai exact, ce se întâmplă cu dumneavoastră? Care este situația? O boală gravă de inimă, care oricând poate să stingă lumină. Păi și pe mine de ce m-ați lăsat să mă port așa cu dumneavoastră? N-am suportat, mă interesa să stau aici cu voi. Cam cât timp mai aveți? Eu sunt un om puternic. Mi-a spus că în două, trei luni se va întâmpla. Păi și cum e să trăiți cu sentimentul ăsta, să dacă știți? Dacă ești puternic, trăiești. Uite, și de-aia am venit cu intenția ca zilele astea, lunile astea, să le trăiesc împreună cu ei. Tată, socrule, îmi pare rău pentru cum m-am purtat. Acum mi se întoarce tot. Nu te gândi, nu am niciun fel de resentiment față. Te-am înțeles, am înțeles. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Dar îmi pare rău altceva, că l-am generat pe Tudor și te rog eu, merg la el și căutați să vă împăcați. Eu o să trag, eu te iubesc pe tine, îl iubesc pe cel mic, vă iubesc... Aveți o familie, uite ce casă frumoasă aveți, aveți servicii frumoase, ai o mamă excepțională care vine, vă mai ajută. Eu nu mai pot să vă ajut, decât o să vă ajut, probabil, după ce nu o să mai fiu. Ascultă! Nu pot să cred ce am făcut. Tu ne-ai dat pe toți peste cap, deci ne-ai făcut de nu mai știm de noi. E vina mea. Dar puteai pe mine să mă sun cu scră, uite de ce sufăr, uite care este boala. N-am vrut să știe nimeni. Dar eu eram nimeni. Eu așa am considerat că este mai corect față de ei, să nu le stric două luni, să stea cu frica, mâine nu mai e. Nu, s-a întâmplat și s-a întâmplat și gata. Cred că mă urăște Tudor. Nu, niciun pic. N-am niciun resentiment împotrivă, te iubesc. Tudor. Trebuie să-l întoarcem pe Tudor, să nu aibă acest resentiment, că din cauza așa, tu... Da, nu. Mergi la el. Mergi la el și caută să-l împaci. Vezi dacă poți să-l convingi să vină să stea de vorbă cu noi. Eu o să... Întotdeauna să știi că eu o să-i spun să nu facă vreun pas greșit. Wow. Tudor! Ieși afară. Ieși afară, te rog, ieși afară, nu vreau să te văd. Ieși afară! Am venit să-ți cer iertare. Nu vreau să vorbesc cu tine, ieși afară. Hai mă, că trebuie să vorbim. Ieși afară, nu mă interesează ce vrei tu să vorbești cu mine. N-auzi că nu vreau? Încetează, te rog. Deci nu te apropia de mine, te rog frumos. Te rog frumos să nu te apropii de mine. Nu vreau să te apropii, lasă-mă în pace. Nu mă, că-s eu. Nu vine să cred cum ai putut să faci. Mă, dar n-am știut, mă. Că dacă știam, îți dai seama că nu mai făceam așa. Hai, iartă-mă. Ieși afară, ți-am zis că nu vreau să te văd, nu vreau să vorbesc cu tine. Ce să te iert? Haide, vină cu acestea în brațe. Lasă-mă în pace. Nu vreau să te văd, nu vreau să te văd, nu vreau să te mai atingi de mine. Nu, lasă-mă în pace. Trate, nu te las în nicio pace, uite. Lasă-mă. Nora dumneavoastră spunea că îi vizitați destul de rar. Foarte rar. Locuiți departe? Adică de ce nu i-ați vizitat? Nu, ăsta a fost motivul, că în ziua de astăzi te sui în autobuz și ai venit. Nu
Nu, am avut așa o reținere, poate am fost comod, n-am vrut să-i deranjez. E greu de explicat de ce. În orice caz, acum m-am hotărât. Și acum regretați. Regret mult. Regret multe din urmă. De exemplu, regret și faptul că în momentele în care eram tânăr, munceam mult și nu stăteam cu copii. E, asta vreau să le insuflu și lor. Că de-aia am venit aici și în dorința de a compensa lipsa de timp care la ei pentru nepoțel, am stat cu el ore întregi. E o pasiune să-l vezi cum citește, cum se uită la lucruri frumoase, cum înțelege. I-am adus și niște pietre. Cu o energie foarte pozitivă. I-am adus niște pietre. Poate e o glumă. Nu. L-am învățat ce înseamnă să ai o colecție, ce înseamnă să uite aici să poate să fie aur, aici poate să... S-a uitat cu lupa, i-am făcut plăcere, s-a imaginat... Dar se pare că nora dumneavoastră nu prea a înțeles gestul. Ești dezamăgirea vieții mele, tu înțelegi? Nu-mi vine să cred că am un copil cu tine. Cum mă să-mi zici astea? Cum vrei să reacționezi la câte ai făcut? Zi tu, cum vrei să reacționezi? Principalele tale probleme erau că n-ai tu intimitate. Să ajung să-l dau pe tata afară din propria în casă. Pentru ce? Pentru tine? Meriți? Mă, Tudor, înțelege-mă și pe mine, deci fii atent. A apărut acum 2 ani prima oară și a stat mai mult, da? Eu n-am o relație cu omul ăsta încât... Ascultă-mă un pic. Eu n-am o relație cu el încât să mă obișnuiesc să se mute cu mine în casă. Eu credeam că el mă minte la început, înțelegi? Pentru că el nu ne-a zis adevărul de la început și eu de unde să știu? Am presupus doar. Că ne minte că vrea să se mute pe capul nostru. Adică... Tu înțelegi că au trecut 2 ani, ție ți se pare des că odată la 2 ani un om vine în casă să-și vadă copilul și nepotul? Păi și ție ți se pare normal? Des? Trebuia să vină mai des dacă ținea așa mult la copil și păi la nepot. Păi din cauza ta n-a venit probabil des, că așa ai fost tot timpul, așa te-ai comportat tot timpul. Tu ai venit într-o astfel de casă? Trebuia să ne iei tu pe noi și să mergem la el dacă țineai așa mult. Mă rog, astea-s irelevante acum, acum trebuie să ne... Trebuie să mă ierți. Nu mai vreau, te rog frumos, lasă-mă în pace. Ți-am zis, nu mai vreau să vorbesc cu tine. Nu mai vreau să te văd, lasă-mă, am nevoie de spațiu. Am nevoie de timp. Tu stai să mă cicăl tot timpul. Tot timpul nu e bine, nu fac curat bine. Nu fac aia bine, n-așez bine. Nu se întâmplă nimic între noi, înțelegi? Ai numai reproșuri. Ai numai reproșuri. Gaută-ți, mă, pe cineva care e pentru tine. Eu nu sunt pentru tine. Dar nu vreau pe altcineva. Doamne, de ce este fica copilul dumneavoastră i-a povestit asta atât de pornită împotriva socrului ei? Adică are așa o fire mai răutăcioasă? Pentru că ce-a deranjat-o de fapt? A vorbit cu dumneavoastră? Ce să vă spun, domnule Ernest, referitor la întrebarea dumneavoastră? Fica mea e un pic răsfățată. De ce? Pentru că a avut toate pe tavă. Eu am răsfățat-o, eu am alintat-o și nu am făcut bine. Ea nu a fost așa. Dar eu nu o recunosc pe ea acum. Vreau să știți, și de fapt și vedeți, cum este tineretul din ziua de astăzi. Nu mai este cum am fost noi cândva, respect față de părinți, mila față de părinți, comunicarea față de părinți. Nu. Ei acum fac ce vor ei. Adică pot înțelege faptului că... A trebuit să se mute din cameră, să nu știu ce, ea nu mai poate să umble cum vrea până casă, că sunt eu acum. Mai casa, adică nu e ca și când trăiesc în două camere. Dar da. Pot înțelege că zici că vii în vizită, că stai o săptămână și stai 3 săptămâni sau 2 luni. Da, este un deranj. Adică eu o înțeleg. Dar micile răutăți gratuite. Dar eu venit cu aceste pietricele. L-ați auzit ce timp de calitate a petrecut cu nepoțelul lui? Aș mai spune lui ceva. Cum ar fi fost ca eu să vin și să spun: știți, copii, eu sunt pe moarte. Vreau să stau cu voi 2 luni până mor. Era bine? Nu cred. Aveți un copil împreună, nu? De la o mică discuție, gata, ne despărțim. Și eu câte am trecut prin luni, dar câte și câte n-am pățit și eu. Dar nu trebuie să mă despart de taică, pentru că te aveam pe tine. Toate trec, toate sunt trecătoare. Și o luăm de la început, pentru că asta e viața. Ai înțeles ce-mi spun? Să te văd. Vreau să te văd cum o să reușești tu să-l convingi că eu știu că n-am nicio șansă. Dar frumos, poți să te duci tu și să-i spui asta. Să văd eu cum o să vrea el, cum o să te asculte el după cât ai făcut, cum o să se uite în ochii mei, în ochii tăi și o să spună: da, fata mea, rămân, stau aici cu voi. Tată, socrule, te rog eu mult, rămâi, mai stai cu noi să mai petrecem timp acum că nu știm. Acum nu pot, trebuie să mai îmi rezolv niște Lasă, probleme tată, acasă. Lasă, tată, nu mai rezolv nimic, rămâi. Rămâi nu, aici. Nu pot. Rămâi să mai stai și cu ăla mic. Acum nu pot. Nu pot, acum.
tocmai de-aia eu am ales între aceste variante varianta asta și am profitat să-mi fac încă o dată analizele aici, care au confirmat analizele făcute acasă. Dar dumneavoastră îi vizitați mai des? Da, eu vin foarte des la el. Ce și cum vă înțelegeți cu Tudor? Cum să mă, eu mă înțeleg, să zicem, relativ, dar nu-mi place, pentru că amândoi sunt schimbați, nu mai sunt cei care au fost cu ceva timp în urmă. În primul rând, vin în casă, găsesc dezordine, vin în casă, mâncare nu este gătită, vin în casă, deci nu știu ce se întâmplă cu ei. Eu nu au timp la dispoziție? Deci nu sau... vine să creșeze, păi ăsta nu știu e că... Ăsta e motivul, nu că nu au timp, există comoditate din vina stresul ambilor. Jobului. Da. E numai explicația. Tata trebuie convins să rămână. Tata nu cred că o să vrea, îl știu destul de bine. Nu o să mai vrea să rămână după toate lucrurile astea. O să tragem de el și ce fac? Îi fac sânge rău? Îl duc cu mâna mea la spital, îl penervez? Vrei să-i pocnească o venă undeva în momentele astea? Zi-mi tu cum pot eu să-l convin pe tata să mai stea cu tine în aceeași casă? Zi-mi tu că nu o să vrea, spun sigur că nu vrea. Acum trebuie să lăsăm omul să facă ce vrea, nu? Da, și ce să facă? Să se ducă să moară singur în casă și să-l găsesc peste 3 săptămâni? Nu e vorba de asta, dar e alegerea lui ce vrea să facă de acum. Noi o să insistăm să stea cu noi, îți dai seama. Să te văd. Vreau să te văd cum o să reușești tu să-l convingi că eu știu că n-am nicio șansă. Dar frumos, poți să te duci tu și să-i spui asta. Să văd eu cum o să vrea el, cum o să te asculte el după cât ai făcut, cum o să se uite în ochii mei, în ochii tăi și o să spună, da, fata mea, rămân, stau aici cu voi. Când tu te-ai arătat atât de afectată pentru nimic, mă, că dacă venea și făcea gălăgie cu adevărat, dacă, nu știu, habar n-am, îți stătea toată ziua pe cap, dormea cu tine în casă, în cameră. Nu știu. Chiar îmi pare rău. Mie îmi pare rău pentru toată situația asta, că am crezut în tine ca un prost. Mie asta, de asta îmi pare rău. Mă, nu mai zici așa. Avem și un copil împreună. Haide, iartă-mă. Lasă-mă, mă, ți-am zis, lasă-mă, du-te, te rog frumos, du-te, te rog frumos, lasă-mă să mă liniștesc. Stai tot timpul pe capul meu să mă cicălești. Și asta ați vrut să faceți în aceste două luni, nu? Da. Să compensați... Dragostea, căldura familiei, a oamenilor. Da, din păcate... Care iubești și care te iubesc. Din păcate știți cum este, nu realizăm asta. Decât atunci când suntem în fața faptului împlinit. Asta am căutat. Când ai 20 de ani, ești nemuritor. Asta am căutat. Nici la 40 nu te consider lor. Și o să caut în continuare. Dar timpul trece foarte repede. V-ați certat? Da. Și mi se pare că... Are excese de-astea și îl înțeleg. Adică ea l-a decepționat. Poate și eu. Nespunându-i un adevăr. Deci el este între două... Da, deci nici nu știu dacă mai vrea să fim împreună. Ei, nu se cum poate. Adică? Cum să-mi fiți împreună, să... Doamne ferește? Pare că l-am un copil de crescut. No. Eu știu cât te iubești. De la o... Eu da, știu am fost atât iubești de imatură și m-am purtat atât de urât cu dumneavoastră. Eu te-am iertat, a priori. Deci te-am iertat încă înainte să faci tu toate exagerările. Dacă era așa, îmi ziceați de la început. Era atât de nesuportat omul acesta. S-a deranjat atât de tare. I-am stricat obiceiurile. Și când îți strică cineva obiceiurile, te doare ca un cui în pantof. Asta am făcut, am înțeles. Bine, ceva mă face să cred că la Diana a fost un pic mai mult decât atât. Au fost două cuie, da. Râdem, zâmbim. Un pic să știi că sunt supărată și pe tine. Pentru că nu trebuia să procedezi așa cu socrul tău. Era tatăl soțului. Indiferent de situație, putea să fie taicătul, puteam să fiu eu și el cred că nu proceda așa. Aici ai fost un pic răutăcioasă, scuze-mă că spun. Am fost și acum ce fac? Trebuie să-ți îndrepți comportamentul față de familie, față de socru, față de mine și față de soțul tău. Aveți un copil împreună, nu de la o mică discuție, gata, ne despărțim. Și eu câte am trecut prin luni, dar câte și câte n-am pățit și eu. Dar mă trebuie să mă despart de taicătul pentru că te aveam pe tine. Toate trec, toate sunt trecătoare și o luăm de la început, pentru că asta e viața. Ai înțeles ce spun? Tudore, vino, te rog. Hai, tată, vino încoace. Hai, Tudore, te rog, eu vino. Eu îl înțeleg, să știi că este supărat. Pentru că, ok, nu doar faptul că tatălui este în situația în care este, dar i-ai forțat mâna să-l dea afară din casă. Adică puteai să discuți un pic altfel cu el. Și chiar dacă nu era vorba despre asta. Da, mă, Ernest, dar gândește-te că era un om care venise odată la 2 ani la noi, eu și brusc, nu-mi creasem o relație și brusc ar fi a venit și s-a mutat cu totul. Adică a fost și pentru mine o situație, trebuia să știu de la început, că dacă știam, îți dai seama că îmi venea mintea la cap. Tu înțelegi că și ea are niște motivații serioase. I-am stricat toată
tot aranjamentul ei, toate obiceiurile. Tu consideri că tatăl tău a greșit că nu v-a spus acest adevăr legat de starea lui de sănătate? Cred că nici nu mai contează asta. Contează acum. Liniștiți-vă. Aveți un copil. Eu cred că ăsta a fost un incident de viață. Chiar dacă este un incident de viață care prevede o moarte. Acum că suntem toți aici, trebuie să vă mai zic ceva. Ce? Ce? Ce mi-ai făcut? Îți amintești, tată, socru, atunci când tu doar te-ai acuzat că ai furat tu bijuteriile, dar nu dispăruseră cutia, nu dispăruseră bijuteriile. Eu n-am crezut nicio clipă. Am zis așa pentru că voiam ca Tudor să mă asculte și nu mai voiam să stați acolo pe capul nostru și voiam ca el să mă asculte și să ce ia atitudine într-un fel. Deci, tăi, ce ai făcut? L-a deci făcut nu... pe tatăl tău hoț. Deci nu pot să cred. Și tu ai crezut-o, naivule. Nu a crezut-o pe soția lui, dar... A crezut-o în prima până fază. La urmă, v-am spus, eu nu-l învinovățesc. Pentru că de la un punct încolo, ții cu familia ta, ții cu soția ta, părinții trec undeva în planul secund. Așa este e. Normal să fie de-aia așa. De-aia pleci, din casa, de-aia pleci din casa părintească, de-aia alegi să mergi pe alt drum. Încercați să priviți jumătatea plină a paharului. Puteți învăța ceva din ce s-a întâmplat. Cu siguranță eu am învățat. Poți să fii mai bună, poți să încerci să prețuiești, să prețuiți cu toții timpul pe care îl aveți împreună, să încercați... Pentru că să nu trăiți cu impresia că eu nu comit aceeași greșeală ca și voi. Cel mai prețios lucru pe care putem să-l avem e timpul petrecut cu familia, timpul de calitate pe care putem să-l petrecem cu părinții noștri, cu frații noștri, cu copiii noștri. Să ne strângem din când în când la o cină, să ieșim în oraș, să râdem, să ne bine dispunem. Viața trece foarte repede pe lângă noi. Eu, de exemplu, mi-am pierdut tatăl în 2004 și crede-mă, tot aurul, toate diamantele de pe lumea asta nu mi l-ar putea aduce înapoi măcar o zi să-și vadă nepoțelul. Trebuie să învățăm ceva din asta. Tată, socrule, te rog eu mult, rămâi, mai stai cu noi să mai petrecem timp acum că nu știm. Nu pot acum. Acum nu pot. Trebuie să mai îmi rezolv niște lasă, probleme tată, acasă. Lasă, tată, nu mai rezolv nimic, rămâi. Rămâi nu, aici. Nu pot acum. Rămâi să mai stai și cu ăla mic. Acum nu pot. Nu pot acum. Dacă de ce nu insistați, poți? Stai aici cu voi, noi. Tu și cu ăla mic, probabil că eram acasă acum. Nu pot, mai vedem. Voi trebuie să vă rezolvați problema voastră. Asta e cel mai important. Cred că cel mai important e să petrecem timp împreună acum. O să petrecem și dacă se poate. Și... Deci cel mai important este acum ca voi să treceți peste acest incident dur și neplăcut și eu v-am iertat pe amândoi. Și pe tine, și pe tine. Pe tine cu o condiție. Caută să fii mai conciliant. Să înțelegi cum am înțeles și eu. Viața e făcută din bune și rele. Alege părțile bune și mergi înainte fără să strici ceva care o să regreți și nu o să mai poți recupera niciodată. Ai o soție frumoasă, o iubești, știu sigur, pentru o neplăcere mai mare, dar nu extraordinară. Ai un resentiment. Treci peste el. Gândește-te că ai un copil, gândește-te că ați făcut multe împreună și o să faceți și mai mult. Cred că cel mai bine ar fi să vă reconciliați. Dar voi doi puteți să o faceți. Cred că e bine să vă lăsăm să... Hai, mamă. Dragii mei copii, eu vă las, poate aveți și voi ceva de discutat, dar totuși, în calitate de mamă, vreau să vă dau un sfat. În primul rând, ție, Tudor, trezește-te la viață. Fii bărbat, fii soț, fii tată. Dar nu mai copilării. Viața este frumoasă și trebuie dusă mai departe, mai ales că aveți un copil de crescut. Tu, fata lui mama, fii un pic cu capul pe umeri. Fii un pic mai atentă cu soțul tău. Ai grijă de copilul tău. Viața este frumoasă, este și grea, dar trebuie să trecem peste ele. Mama vă iubește pe amândoi de aceeași măsură. Vă iubesc, am plecat și vorbim. Mamă, soacră? Da, iubitul mama. Convinge-l pe tata să rămână, te rog. Da, cu drag. Mă duc și stau de vorbă cu el, poate îl conving să rămână. Da, și te rog frumos, te rog frumos să fii un pic bărbat.
ok? Să ai grijă de copilul tău și de soția ta, da? Te pup. Ar fi păcat să nu depășiți acest moment. Pentru că până la urmă nu e ceva atât de grav. Iartă-mă, te rog. Am fost imatură și acum... Doamne, deci mie nu se cred. Nu trebuie să ne zică de la început. Știi că dacă știam, e clar că nu ne mai purtam așa, că nu mai purtam așa. Da, poate. Trecem peste. Important e acum să-l conving pe tata să rămână, să nu plece, să nu fie singur. Trebuie să fim alături de el, da? Asta e. Poți să mă ierți? Da. Vârsta, voala și perspectiva zilei în care nu va mai fi, l-au făcut pe domnul Condurache să învețe să prețuiască lucrurile cu adevărat valoroase. Și, cel mai important, le-a predat celor tineri lecția iertării. Iminenta lui dispariție nu va fi în zadar dacă Tudor și Diana vor învăța și ei de acum înainte să ierte, ci să fie înțelegători cu micile defecte sau cu neputințele celor dragi. De fapt, cred că noi cu toții ar trebui să fim mai toleranți și mai înțelegători. Cine știe, poate așa am avea o lume mult mai bună. Cred că ați băut cam mult. Cred că am să le iau și pastea de aici. Am o provocare să dansez cu tine! Te rog, lasă sticla. Băi, tu îți dai seama, de când ai intrat ăsta în viața ta, ție nu-ți mai pasă efectiv de nimic. Dar nu este adevărat. Și încă de nimic, nu-ți pasă de mine. Trebuie oarecum să o înțelegi și pe ea, îți dai seama, na, ea îl vrea pe tatăl ei, lângă mine, este normal. Tu o mai iubești pe mama? Dar ce întrebare e asta? Băi, eu sunt disperată, eu vreau ca tata să se întoarcă înapoi. Vreau să fim din nou o familie cum eram înainte. Eu nu suport pe bărbatul ăsta. Bun, sunt perfect conștient că nu-l accepti pe el ca și iubit al mamei tale. Dar felul în care tu faci toată treaba asta nu este deloc unul bun. E fierbit! Doamne, suflă! Ce să suflu? Cum să suflu? Suflă! Da, mă, da, ai tu o idee că eu nu știu. Nu, și ne gândim noi la ceva, găsim o soluție, sigur. Bă! Ce-i făcut? Nu-l calmează-te. Păi ce să mă calmez, mă, nu vezi? Ea e plânsă toată. Ce ești prea... Spune-mi ce s-a întâmplat. Spune-mi tu că ești bărbat. E extraordinar. Nu vezi că minte. Cum adică nu trebuie? Plânge, ce plânge, bai, dar acum câteva minte am stat împreună și era normală.